Cum se poate face? Cum poate face Liga? Sau cum putem face noi cu toți? Uite, de exemplu, la masa asta, avem un înaintaș pe care îl cheamă Adrian Păunescu, Dumnezeu să-l ierte, care a făcut lucruri mari în fotbal, cum să zic așa, cu o bunăvoință și cu, cu un dezinteres pentru în ceea ce îl privea total. Avem clinceni, avem voluntari, avem ce echipe mai avem mici, cu orașe, cu comunități mici. Chiajna, avem Chiajna, la promovare. Avem, deci avem 4-5 echipe care sunt un fel de sateliții în jurul Bucureștiului, da? Sunt comune, de fapt. Da, da? Sunt. Nu e singurul caz, da. Și în Occident. Și în Occident, dar cum facem să intre în prima ligă Timișoara? Cum facem să intre Baia Mare? Îți dau un exemplu, o echipă de tradiție care la un moment dat cu Mateanu jucau un fotbal fabulos. Oradea, nu? Cum facem să intre Oradea? Cum facem să intre Iașiul, Brașovul, Târgu Mureș, chiar altă echipă? Cum am putea face? Doar ei pot face, Marius. Sigur că... Păi nu, poate să facă și Liga, să propună din nou, să facă un consiliu de la OAGA sau cum se cheamă, să propună 18 echipe în prima divizie. Te-a prins, gata. Mi-ai câștigat tot respectul. Nu, eu întreb. Deci ai reînviat discuția. Eu îl întreb. Te rog, Marius, de la Liga. Orice se poate decide într-o adunare generală, pentru că Liga este expresia membrilor, dorinței membrilor ei, da? Numai că vorbim acum de ceea ce se întâmplă concret, Liga este, am văzut. Liga este în această desfășurare sub un contract cu partenerul media care susține financiar întreaga competiție. Care plătește drepturile de televiziune, sigur, da? Și cu care Liga are un parteneriat pe aceste coordonate ale fotbalului. Nu, asta înțeleg perfect, Marius. Dar se ce poate... Ce să facă Liga? În ce să facă Liga? Să vină să vorbească cu partenerul ăsta, să vorbească încă o dată, cu toți oamenii din fotbal. Am văzut și mărirea ligii la 18, la 20, înseamnă o scădere clară a veniturilor, scădere a veniturilor per echipă. Celor... Nu, dragul meu, uite, se poate propune ca se poate propune pentru echipele care intră, cum ar fi Petrolul și alte echipe, care, într-adevăr, pot promova că sunt în divizia pe primele locuri și băgă mai multe, ca în primul an să aibă 5% din cât ar trebui, 10%. Da, adică se pot găsi nu pot supraviețui. E vorba că se bazează integral... Se poate supraviețui dacă autoritatea locală, adică primăria din Ploiești, vine da. Și ea și mai ales ai o reglementare foarte clară. Adică ai o lege în baza căreia tu, primărie, de oriunde ai fi voluntari, București, Focșani, Zalău, poți, da, prin lege, să ajuți echipele locale. Adică eu cred că se pot întâlni, că nu e o chestiune numai de ligă, aici are dreptate Marius. Se poate întâlni Liga, se poate întâlni partenerul, poate să vină și șeful federației, poate să vină Gica Hagi și alții care susțin.